doamnelor și domnilor. Situație incredibilă la IPJ Mehedinți. Șeful Inspectoratului Județean de Poliție a candidat pentru funcția de adjunct în instituția pe care o conduce și a picat examenul cu nota 1. Comisarul a fost singurul candidat. Uimitor e că, deși a picat concursul pentru un post inferior celui pe care îl deține și a luat o notă pe care elevii o iau la școală doar pentru copiat sau dacă n-au scris nimic, Costin Tuică este în continuare la șefia instituției. Comisarul de nota 1 este împuternicit în funcția de șef al IPJ din anul 2021, iar conform legii, Tuică poate formula contestație în 24 de ore de afișare a rezultatului dacă este nemulțumit. Costin Tuică nu e la prima experiență neplăcută cu angajații instituției pe care o conduce. El a fost lăsat fără permis anul trecut, în luna iunie, după ce a fost depistat depășind pe linie continuă.